acest an am hotărât să coordonăm acțiunile Societății de Cardiologie pe această temă de Ziua Mondială a Inimii prin aplicarea unui aceluiași model, să zicem, de sărbătorire a acestei zile. De fapt, modelul este modelul internațional care a fost prezentat de către Fundația Mondială a Inimii și pe care noi l-am preluat. Și vom organiza diferite acțiuni în trei orașe mari din țară, în București, în Iași și în Timișoara, în scopul de a conștientiza populație, de a aduce la cunoștința populației generale faptul că printr-o modificare simplă a stilului de viață pot să își prelungească până la urmă viața. Și sigur că, de exemplu, în București vom organiza un cross al inimii în Parcul Carol, duminică, și alături de aceasta vor fi diferite corturi și locuri în care vor fi expuse de către diversi medici și specialiști care sunt posibilitățile de reducere a factorilor de risc, care sunt aceștia și cum putem fiecare dintre noi să ne ameliorăm stilul de viață. La această manifestare în București am chemat diferite, să zicem, personalități sportive prin care vrem să scoatem în evidență că activitatea fizică este importantă și care vor participa și vor fi alături de participanții la această manifestare. Așa cum a spus domnul președinte a Societății Române de Cardiologie, domnul dr. Deleanu, pe 27 septembrie vor avea loc manifestări dedicate Zilei Mondiale a Inimii. Această manifestare este organizată sub coordonarea Societății Române de Cardiologie. Programul are drept motto pentru o inimă sănătoasă și își propune realizarea unor ample acțiuni de informare a populației asupra prezenței, în proporție, din păcate, îngrijorătoare, a bolilor cardiovasculare în România, bol care reprezintă principala cauză de deces, așa cum s-a spus, de internări în spital, de handicap în rândul adulților și vârstnicilor și a căror răspândire depășește de departe pe cea a cancerilor de toate cauzele sau accidentelor. De menționat că în Uniunea Europeană 42% din bărbați și 55% din femei mor prin boli cardiovasculare. Iar incidența lor este, din păcate, foarte mare în țara noastră. Dintre bolile cardiovasculare, cardiopatie ischemică se află pe primul loc, alături de accidentul vascular cerebral. Majoritatea, însă, covârșitoare a bolilor cardiovasculare este determinată de o serie de factori pe care îi numim factori de risc și care pot fi corectați, așa cum este fumatul, alimentația hipercalorică, hipercolesterolemia, deci creșterea colesterolului în sânge, obezitatea și hipertensiunea arterială. Deci iată că sunt factori importanți care pot fi corectați prin măsuri de prevenție. Aceste măsuri, care au fost deja introduse în multe din statele Europei, precum interzicerea fumatului și o alimentație sănătoasă, au dus la diminuarea mortalității acestor afecțiuni în țările respective. Recomandările Uniunii Europene privind menținerea sănătății cardiovasculare sunt evitarea fumatului, activitate fizică zilnică timp de 30 de minute, tensiune arterială sub 140/90 mm coloană de mercur și un colesterol menținut sub 190 mg pe decilitru la 100. România a aderat oficial în septembrie 2007 la Carta Europeană a Sănătății Cardiovasculare. Astfel, se obligă să promoveze programele de prevenție cardiovasculară. Ceea ce e foarte important și trebuie să reținem că în prezent sub egida Societății Române de Cardiologie se află în derulare un program de prevenție adresat pe de o parte populației largi cu scopul declarat de conștientizare a principalor factori de risc cardiovascular și de modificarea stilului de viață, care necesită o evaluare atentă a riscului cardiovascular și măsuri specifice care trebuie să fie legate de intervenția pe acest risc cardiovascular.
Programul Național de Screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular implică 3520 de medici de familie din toată țara. Aceștia au misiunea de a identifica cei 500.000 de români care prezintă risc de îmbolnăvire cardiovascular. Ca o realizare deosebită a Societății Române de Cardiologie, a fost tradus în limba română o diagramă de risc cardiovascular care este utilizată în toată Europa, HARSCOR, și care este un instrument de lucru foarte util medicilor de familie și specialiștilor în evaluarea riscului cardiovascular individual la persoanele peste 40 de ani, deci persoanele adulte. Un lucru de asemenea care trebuie să-l cunoașteți este realizarea Forumului Național de Prevenție a Bolilor Cardiovasculare, sub coordonarea Societății Române de Cardiologie și care este constituit din reprezentanța ai mai multor societăți medicale, cardiologie, diabet, neurologie, nefrologie, medicină de familie, în care alături de noi este și Ministerul Sănătății și al Educației și Cercetării și Colegiul Medicilor, care au drept scop elaborarea de strategii de prevenție. Obiectivele declarate acestui forum sunt, pe de o parte, programe de educație antifumat, promovarea activității fizice, promovarea unei alimentații sănătoase în rândul populației și controlul factorilor de risc cardiovascular conform ghidurilor europene de prevenție. Trebuie să reținem că totuși educația populației în sensul adoptării unui stil de viață sănătos care să promoveze, desigur, activitatea fizică, să încearcă să schimbe stilul de alimentație într-un stil de alimentație cât mai sănătos, trebuie să fie adresat întregii comunități și aici vă mulțumesc pentru că mass media se implică în a ne ajuta în promovarea acestor acțiuni și desigur trebuie să începem cu populația cât mai tânără. Deci aceste acțiuni trebuie să se desfășoare la copii, la adolescenți, deci trebuie o educație în școli și desigur trebuie continuat ulterior și la adulți și vârstnici. Ceea ce pentru noi este un lucru benefic, așa cum a spus și președintele Societății Române de Cardiologie, dr. Dan Deleanu, aceste acțiuni de prevenție trebuie continuate, an de an. Chiar dacă Ziua Inimii a mai fost organizată și în alți ani, în diferite centre, așa cum este și Iași, cum este Timișoara, București, Clujul sau Târgu Mureș, aceste acțiuni trebuie continuate și chiar putem realiza o săptămână a prevenției bolilor cardiovasculare. Dar aceste acțiuni de conștientizare a faptelor de risc, desigur că trebuie efectuate periodic și prin aceste acțiuni vom putea să și sperăm să reducem riscul cardiovascular în întreaga populație. Ce ați spus astăzi, voi încerca și eu să aranjez în câteva fraze directe și clare pe cât se poate vorbi, poate lor de care un prevenționist, pentru că cei din prevenție ați văzut că avem multe mesaje și adeseori nu reușim să fim înțeleși pe de-a întregul, fiind căutând în același timp mesajul cel mai clar și cel mai direct. De fapt, cuvântul la ordine aici este munca de echipă. Pentru că, vedeți, la aceeași masă nu suntem doar trei cardiologi, ci profesorul Deleanu este nu doar președintele Societății Române de Cardiologie, ci este un intervenționist de succes. Așa că este o altă premieră. În momentul în care am înțeles clar că în frontul de luptă comună împotriva bolilor cardiovasculare nu e nevoie doar de subspecialitate cardiologie intervențională. La modă eliberezi fluxul arterial, vindeci boala instantanee. De fapt, rezolvă o problemă punctiformă și ai nevoie să te abordezi pe termen lung în tratamentul bolii aterosclerotice. Pentru că am vorbit despre boli cardiovasculare. Am vorbit, de fapt, toți despre ateroscleroză. Pentru că este principala boală a secolului trecut și a secolului acesta, ceea ce privește număr de bolnaviri și ceea ce privește mortalitate. De altă parte, vorbim despre cardiovascular și nu doar de cor, după cum ați auzit, pentru că probabil despre arterele cerebrale, arterele coronariene, de fapt, arterele dintre corp. Avem vârsta arterelor noastre. Având posibilitatea să am și mesaje directe, Societatea Europeană de Cardiologie se preocupă de acest lucru și în ultimii trei ani au avut șansa și onoarea de a fi coordonatorul mesajelor educaționale pe zona de prevenție a Societății Europene de Cardiologie. Vrem și noi, folosind modelul european, dar adaptându-l la condițiile noastre, să avem o intervenție eficientă. De fapt, vorbim despre echipă, dar este vorba despre alianță, pentru că ceea ce s-a încercat la nivelul european
s-a reușit în mare măsură și ceea ce încercăm și noi, am făcut pași importanți pentru asta, este să aducem în același loc nu doar specialitățile medicale care se ocupă de ateroscleroză, cardiologia, diabetologia, nefrologia, neurologia, medicina de familie, pneumologii tabacologice care se ocupă de acest lucru, pot să susțină cercetarea de vârf în cardiologie și în medicină general. Companiile de medicamente, marile firme ce investesc în acest lucru. De a livra aceste mesaje directe către populație, prin media, prin toate căile pe care le avem la dispoziție. 19 milioane de oameni mor anual din cauza bolilor cardiace. 80% din decese ar putea fi prevenite. Mai multe detalii pe această temă puteți citi accesând secțiunea știri a site-ului www.paginamedicala.ro.